Există momente în care nu te joci cu tradiția. 9 martie sau ziua celor 9 mucenici. Există momente în care nu te joci cu tradiția. 9 martie sau ziua celor 9 mucenici, așa cum este cunoscută popular, este unul dintre acele momente. De pe masă nu trebuie să lipsească mucenicii. Și trebuie să fiți sinceri. Puține gustări tradiționale sunt mai delicioase decât mucenicii făcuți de bunica, tăvăliți prin multă miere de albine și nucă. Deși nici varianta cu zeamă nu era. Totuși, ce este nou e și ispititor, așa că nici mucenicii rovegani nu sunt de dat la o parte. Mai ales că acest curent aduce tot felul de combinații interesante de arome. Colega mea, Mihaela Călin, a gustat un mucenic rovegan și a fost plăcut surprinsă. Dar și mai surprinsă a fost de faptul că mucenicii au fost preparați de unul dintre colegi. Mucenici, măcenici, sfințișori sau brădoși. Indiferent de cum li se spune, colăcei în formă de infinit sunt nelipsiți de pe masă în ziua de 9 martie și nici ziua nu este aleasă întâmplător. Tradiția spune că mucenicii se mănâncă la hotarul dintre iarnă și vară pe 9 martie. Aici este un mucenic? Da. Este un mucenic mai special din câte văd eu. Ok, hai să vedem ce au făcut aici. Vă spunem de pe acum că nu este un mucenic tradițional, ci unul rovegan. Dar nu rețeta contează, ci gustul. Și v-ați dat seama după reacția Mihaelei că gustul mucenicilor rovegan nu e rău deloc. Cine să fie însă bucătarul secret? O colegă de-a noastră? Surprinzător, de această dată intuiția feminină a dat greș. Delicioșii mucenici nu au ieșit din mâna unei femei. Responsabil de realizarea lor este Valentin Budnaru, prezentatorul Observatorului Matinal. Oh, aplauze, Bali, bravo, bravo, foarte bun a fost, foarte bun, foarte bun. Am putea să ne facem o afacere la un moment dat vegană pentru că e la modă. Bine, e ușor de zis, dar mai greu de făcut. Până să ajungă să fie savurați, mucenicii au avut drum lung de parcurs. Din fericire, Vali a avut parte și de puțin ajutor. Bine, mai mult ajutor. Mâna lui dreaptă a fost Anca Lungulesei, expert în nutriție pro-vegană. Să trecem la treabă. Să trecem cu pleașa, da. La treabă. Pentru rețeta de astăzi, de mucenici, da, avem nevoie de fulgi de ovăz. Și cum fulgii de ovăz nu sunt recunoscuți pentru gustul intens, a fost nevoie de puțin ajutor. Un ajutor dulce, sub formă de curmale și stafide. Iar pentru a da puțină culoare compoziției, adăugați niște turmeric. La final, pentru a lega ingredientele, adăugați puțin ulei de cocos. Apoi urmează partea cea mai grea, frământatul. Voi avea și mâini fine, voi face și niște mucenici foarte bine. Exact. Aluatul pentru mucenici. Frământat din greu. Frământat de Valentin, da? Mi se pare că are forma ideală pentru 2, 3... Depinde cât de mare vrei să-i faci. Am înțeles. Acum depinde cât de talentat ești tu la modelat. Absolut niciun talent. Hai că vedem. Vali e modest. E suficient să vezi rezultatul final și îți poți da seama că nu este chiar antitalent. Dar oricât de gustoși ar fi mucenicii rău vegani, nu se pot compara niciodată cu cei făcuți ca la mama acasă. Dar mucenicii mamei mele nu-i trece nimeni asta, să știe, toți veganii. Momente în care nu te joci cu tradiția. 9 martie sau ziua celor 9 mucenici, așa cum este cunoscută popular, este unul dintre acele momente. De pe masă nu trebuie să lipsească mucenicii. Și trebuie să fiți sinceri. Puține gustări tradiționale sunt mai delicioase decât mucenicii făcuți de bunica, tăvăliți prin multă miere de albine și nucă. Deși nici varianta cu zeamă nu era. Totuși, ce este nou e și ispititor, așa că nici mucenicii rovegani nu sunt de dat la o parte. Mai ales că acest curent aduce tot felul de combinații interesante de arome. Colega mea, Mihaela Călin, a gustat un mucenic rovegan și a fost plăcut surprinsă. Dar și mai surprinsă a fost de faptul că mucenicii au fost preparați de unul dintre colegi. Mucenici, măcenici, sfințișori sau brădoși. Indiferent de cum li se spune, colăcei în formă de infinit sunt nelipsiți de pe masă în ziua de 9 martie și nici ziua nu este aleasă întâmplător. Tradiția spune că mucenicii se mănâncă la hotarul dintre iarnă și vară pe 9 martie.